Dragi moldoveni, vă îndemn să susțineți producătorii autohtoni. De ce? Pentru că sunt ai noștri. Și dacă vorbim acum despre fructe și legume, chiar dacă sunt mai caragioase, mai încrușeti, să știți că sunt mai naturale. Iar despre haine, trebuie să recunosc că acum portă mine o pereche de chiloți Made in Moldova. Nu, data viitoare vă promit că-i arăt, pa! Folosiți tot ce este natural și autohton, pentru că e sănătos și de bun ton. Eu sunt gata să susțin toți producătorii locali din clipa în care ei ne vor respecta pe noi consumatorii și ne vor oferi servicii și produse calitative la prețuri competitive, la prețuri pământești, și eu cred că susținerea pornește de la respect reciproc. Pentru cei care produc, să aibă tupeu, în sensul bun al cuvântului, să meargă înainte și să nu le fie frică niciodată. Cel care riscă, știți vorba. Eu pun 3 puncte. Iar cei care consumă să pună preț pe calitate, să știe să verifice întotdeauna și să nu se gândească la ceea ce este peste. Să se uite mai întâi ce este aici, că e bun și ce e al nostru. Prefer producătorul autohton, vă îndemn să o faceți și voi, să lăsăm banii acasă. Dragi producători, fiți profesioniști și lucrați pentru consumatorii voștri. E de datoria noastră să susținem pe a noștri, mai ales că în ultima vreme sunt chiar competitivi și pe piața internațională. Vreau să-i rog și pe producătorii noștri de acasă, autohtoni, vă rog, încercați să revizuiți poate politica de prețuri. Susțineți producătorii eco, producătorii autohtoni și producătorii de sezon. Cumpărăm de la producătorii noștri pentru că smântâna este de acasă, ia este din in, iar munca este din inimă.